Deci, domnilor consilier, toate sumele care le-ați aprobat și pentru sportivi, și pentru sportivi și care le aprobați pentru aceste ajutoare, trebuie prinse în bugetul local. Aici vreau să-l întreb pe domnul primar, de ce nu face o dezbatere publică pe acest buget local? Adică să facă o dezbatere publică la Cuminul Cultural. Să pună o dată exactă și să știm cum face... Deci eu, domnul viceprimar, domnul Boboi, în fiecare an a fost... Păi da, dar e doar pe mail, domnul președinte. Nu, nu, că nu are rost. La Cuminul Cultural nu a fost, domnul. Domnul președinte, la la Căminul Cultural. Mulțumesc, domnule. La Căminul Cultural nu a fost dezbatere publică, decât în 2020 a fost ultima dezbatere de la a fost o dezbatere publică al domnului Todașcă, fostul primar. Nu, nu vorbim de altceva. O secundă, domnule. În fiecare an de când sunt primar a fost făcută dezbaterea publică pe buget sau pe orice alt proiect de hotărâre unde legea a prevăzut astfel. În fiecare an s-a făcut dezbatere publică pe buget. Dezbaterea publică se anunță pe pagina de oficială, pe site-ul primăriei, pe Facebook am anunțat... Vreau să-i spun domnului primar că trebuie să facă o dezbatere publică la Căminul Cultural pentru cetățeni, nu pentru mine. Eu sunt singurul care știu cum cheltuie banii. Păi lăsați-mă să vorbesc și eu. Păi ce faceți? Să puneți unul în gură, lăsați-mi să vorbesc. Păi și de ce nu mă lăsați? Vă spun sincer, ați spus, ați vorbit și am terminat. Bine? Domnul, nu de la piață ce să mă băg. Dumneavoastră sunteți la piață. Lăsați-mă pe cine vreți dumneavoastră să vorbească. Dezbaterea publică nu o face pentru mine. O face la Căminul Cultural pentru cetățeni. Să vadă cetățeanul cum domnul primar cheltuie banii. Nu știu dacă să fi fost două, trei persoane extra consilieri pe care să intereseze bugetul în 2022 dezbaterea. A fost mai mult. Da, pentru oricum am votat noi bugetul, tot cum vreți dumneavoastră cheltuiți banii.